exact dacă se încadrează în deficitul estimat pentru anul viitor. Dacă nu se încadrează, avem o soluție, singura soluție este să luăm bani de la investiții. Și aici noi nu vom fi de acord să luăm bani de la investiții. Deci, dar sunt de acord să creștem pensiile. Avem deja o creștere de pensii făcută în program de guvernare de 5% pentru anul viitor. Putem să vedem dacă putem să mergem mai sus și s-ar putea să găsim resurse să mergem cu o creștere a pensiilor puțin mai mare de 5%. Vom vedea la ce nivel. Acum. Repet, nu ne opunem. Suntem de acord să crească și pensii, salarii și alocații. Am făcut acest lucru chiar și anul trecut, în plină criză mondială, când nimeni nu făcea acest lucru în Europa. O face și acum, dar toate trebuie judecate în contextul acesta economic și mult mai important este să facem aceste creșteri, să ne asigurăm că ele pot fi plătite și în viitor. Nu să facem acum niște creșteri populiste și apoi să nu le mai putem plăti în viitor. Deci, această indexare de 11% de acum din decembrie este posibilă? Din decembrie nu se poate face nicio indexare. Deci se fac de la 1 ianuarie 2022. Niciuna dintre măsurile pe care le-au propus este prea mult, nu? Nu avem când, nu ai buget, nu ai cum să faci așa ceva în momentul ăsta. Ele nu sunt bugetate. Bugetul pentru anul acesta nu are aceste creșteri, deci nu avem cum să le facem. Domnul Hunor spunea că v-ați blocat la numele de premier până la urmă și că ar putea să urmeze o discuție între șefii de partide și președintele Klaus Iohannis. Până la urmă, care va fi sistemul în care veți merge? Discutați întâi cu președintele, pentru că și PSD și PNL și UDMR au anunțat la un moment dat că merg cu propunere de premier la Cotroceni, la consultări. Acum, fiind o alianță, ar trebui să susțineți un singur premier, nu? Vom găsi o soluție între noi și după aceea mergem și o prezentăm domnului președinte. Nu mergem fără o soluție la domnul președinte. Deci la consultări mergeți împreună, cum ar veni, da? Putem să... Da, ar trebui să mergem împreună la consultări și vom avea o soluție. Președintele României va avea acea soluție pe masă. Această variantă de premier prin rotație ar implica ca și domnul Kelemen sau un reprezentant al UDMR să urmeze? Mie mi se pare firesc acest lucru. Deci împărtiți un an? Nu, cred că ponderile, cred că sunt puțin diferite ponderile, dar da. Deci, iarăși, atunci PSD-ul prinde mai mult, cum ar veni, că ei, dacă ar fi să o luăm pe pondere, iau vedem, și mai multe ministeri. Vedem cine prinde mai mult, vedem ce se întâmplă. Acea variantă cu Ministerul Muncii și Ministerul Familiei rămâne o variantă în picioare, până la urmă să se rupă Ministerul Muncii în două, se discută despre asta. Sunt mai multe variante, știm doar în acest moment că vor mai fi două ministere. Noi vrem să fie un minister care să se ocupe foarte direct și clar de mediul de afaceri, antreprenoriat și așa departe. Cred că va fi și un alt minister care să se ocupe de partea socială. Vedem cum și ce atribuții vor avea aceste ministere. Unul va merge la PNL și unul la Social Democrat. Nu am spus asta, am spus doar că vor fi două ministere care, așa le văd eu. Bineînțeles, le vom discuta în coaliție și vedem care va fi forma finală. În duminică avem și nume de premier și avem și toate ministerele împărțite? Sper că da, sper să avem. Și după săptămâna viitoare am putea avea votul pentru guvern în Parlament? Sau ar fi ideal și sper să se întâmple așa ceva. După ziua de astăzi, o concluzie, în ce sens vi se pare că merg negocierile? Au fost discuții bune? Da, foarte bune. E normal să fie discuții puțin în contradictorii la început, pentru că venim de pe poziții diferite, ideologii diferite, dar cred că vom găsi o concluzia finală pentru a putea avea o guvernare pentru români, că până la urmă despre asta este vorba. Este vorba de guvernare pentru români și tot ceea ce le spun eu colegii de fiecare dată, nu trebuie să ne gândim la soluții pentru mâine, poimâine, ele trebuie să fie soluții care să fie fiabile și sustenabile și peste 4 ani și peste 10 ani. Vorbim de guvernare pentru români și de interes național. Cum le explicați totuși românilor faptul că Partidul Național Liberal, care hulea practic Partidul Social Democrat și inclusiv dumneavoastră când ați fost ales președinte al PNL, ați spus că niciodată nu veți face alianțe cu PSD și că vreți să fiți președintele Partidului Național Liberal pentru ca PSD să nu iasă în față. Cum le explicați în acest moment oamenilor, românilor care v-au votat, că dați mâna cu social-democrații, deși aveți opinii total diferite și ați avut până acum? Trebuie să ne uităm cum am ajuns astăzi aici. Din păcate, foștii parteneri au dat mâna cu USR, au dat mâna cu PSD, nu au mai vrut să dea mâna cu noi și suntem astăzi aici când trebuie să facem o guvernare pentru români. Și ce le spune celor care ne-au votat este că niciunul dintre principiile pentru care ne-au votat și niciuna dintre măsurile pentru care ne-au votat nu va fi diluată sau nu va dispărea în această guvernare. Vom merge în această guvernare pentru a apăra în continuare proprietatea privată, antreprenorii, românii care își asumă riscuri și muncesc în România, cei care plătesc taxe și
îi vom asigura din nou că nu le vor crește taxele. Pentru asta suntem acolo. Dacă această guvernare înseamnă să fim lângă socialdemocrați, asta este în acest moment, asta este soluția pentru România. Dar, repet, este foarte important să știe toți cei care n-au votat că nu vom abdica niciun moment de la acele măsuri și principii pentru care am fost votați. Poate fi explicată această alăturare care ar fi pericolul aici? Vorbeați de proprietatea privată mai devreme. Spuneați că vreți să asigurați cu orice preț proprietatea privată. Există un pericol cu privire la asta? Da, ne asigurăm că nimeni nu va dilua sau nu va suprataxa proprietatea și așa mai departe. Deci, exact. Poate fi explicată această alăturare dintre socialdemocrați și liberali ca un confort și pentru președintele Klaus Iohannis, o situație de confort în care ne amintim că de multe ori PSD a spus că și-ar dori suspendarea președintelui și de data aceasta PSD și PNL dau mâna, practic reprezintă și un confort pentru președinte? Nu are nicio legătură. Este vorba de o soluție pe care o avem în acest moment. Am încercat toate soluțiile. A fost un guvern minoritar condus de Dacian Cioloș, n-a primit voturile. S-a încercat un guvern minoritar al PNL cu DMR, nu s-a ajuns la voturi. Am încercat, după ce am flexibilizat mandatul și am mers către USR, care a rămas ferm pe poziție, nu a avut cu Partidul Național Liberal, în condițiile nu a înțeles că trecuseră congresele și puteam să discutăm, am venit în partea cealaltă, așa cum discutăm. Nici aici nu este cristalizată, nu avem o soluție încă. Mergem spre o soluție, dar încă se negociază. Pune excluderea domnului Orban din partid sau așteptați demisia? Cum a fost o discuție la ultima ședință? Cum se concretizează acest lucru? Vom discuta declarațiile domnului Ludovic Orban din ultima perioadă în spațiu public și atacurile la președintele României și la președintele Partidului Național Liberal și vom vedea decizia BEX-ului. Vă mulțumesc mult de tot!